Fermele care cresc rasa de vaci Black Angus devin o afacere profitabilă și în țara noastră. Carnea extrem de gustoasă ajunge însă de cele mai multe ori la export. Acest fermier din Mehedinți a investit o sumă considerabilă într-o fermă de văcuțe Black Angus. În prezent deține 100 de capete, în principiu ajung la export. Aici avem un lot de vaci, este împărțită ferma în două turme, 50 de vaci cu viței cu tot, care pășunează pe terenuri certificate în ecologie, totul natural, fără niciun fel de chimicală, numai cu gunoi de grajde. Fermierul a reușit să obțină certificatul bio pentru afacerea sa, iar carnea de vită ajunge să fie consumată chiar și în Arabia Saudită. Vitele sunt ridicate direct din Mehedinți de cumpărători, iar livrarea se face de două ori pe an. Exemplarele sunt comercializate doar după vârsta de 8 luni. Noi avem mai mulți colaboratori care achiziționează tăurași de la noi din fermă. Îi vindem peste vârsta de 8 luni, între 350-400 de kilograme în viu fiecare exemplar. Și din câte am auzit, cea mai mare parte de ultima colaborare cu cine am avut-o spre țările arabe. Zic că s-ar merge mare parte din carne acolo. Probabil că mai merge și prin restaurante de lux. Merge peste tot. Este o carne foarte căutată, foarte apreciată, omega 3, omega 6, omega 9. Afacerea cu Black Angus devine din ce în ce mai profitabilă, căci pe piață există cerere mai mare decât oferta. Este foarte adaptată pentru condițiile pe pășune, fiind rasă rezistentă, se adaptează foarte bine condițiilor noastre. A fost acum, în ultima perioadă, mulți fermieri au și cumpărat din Austria și din Germania efective de Aberdeen Angus. În Mehedinți, noi avem la ora actuală un număr de 13 crescători de rasă Aberdeen Angus care sunt înscriși în Asociația Aberdeen Angus de la Sibiu. Animalele sunt înscrise în controlul oficial al producției de carne. Ei beneficiază și de sprijinul cumplat în zootehnie, subvenție mult mai mare față de ceilalți crescători. Deși carnea acestor vite este mai gustoasă decât cea vitelor autohtone, în România nu este foarte căutată în restaurante din cauza prețului ridicat al acestor preparate. Vita Angus nu numai că e specială, este printre cele mai bune cărni de vită din lume. Este o vită care e crescută în anumite condiții speciale. Macerarea cărnii se face printr-un proces anume, cu anumite utilaje și substanțe care îi dau acea frăgezime care este de necontestat și de nenlocuit la alt fel de vită. Cum se pregătește? Cel mai uzitat mod de gătire a vitei Angus este stick beef-ul, adică steak-ul, la grătar. Soluția pentru ca aceste afaceri să fie mai profitabile ar fi, spun fermierii, înființarea de cooperative, căci acest tip de carne este căutat și nu de puține ori nu există ofertă pentru că tăcerea este pe piață.